Stimați reprezentanți ai mass media, îmi spuneți când e gata. Suntem gata? Stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc că ați dat curs invitației Procuraturii Anticorupție. Reieșind din interesul sporit al cazului de astăzi, Procuratura Anticorupție vine cu unele informații și vă informăm că astăzi, pe parcursul zilei de 24 mai 2022, Procurorii Anticorupție împreună cu CNA și SIS au descins cu percheziții în mai multe locații pe cazul ce privește așa zisul caz generic Culioc, fiind efectuate 10 percheziții în imobile și în 3 automobile. În cadrul anchetei sunt cercetate fapte cu privire la îmbogățirea ilicită, trădarea de patrie, coruperea pasivă și finanțarea ilegală a partidului, care au avut loc în perioada anului 2014 până în prezent, inclusiv evenimente care au fost vizate în imaginile video date publicității în sursele mass media și rețelele de socializare. Subiectul principal al anchetei este un ex-președinte al Republicii Moldova, precum și persoane interpuse al acestuia și alte persoane care au tangență la săvârșirea faptelor instrumentate. Bunurile și banii rezultați care au fost utilizați la comiterea infracțiunilor investigate depășesc valoarea de zeci de milioane de lei, incluzând valută, bunuri, imobile, mijloace de transport. În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise, care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Modul luxos și bunurile de lux care au fost depistate și ridicate urmează a fi investigate minuțios și supuse verificărilor în vederea stabilirii faptului dacă acestea au tangență la îmbogățirea ilicită. De menționat că în cadrul efectuării perchezițiilor, una din persoane a încercat să distrugă probele prin înghițire. În scrisurile depistate la domiciliu care confirmă tranzacțiile cu bunuri imobile în valoare ce depășesc suma de 700.000 de euro. În același timp, la persoana respectivă au fost găsite și alte surse bănești în valoare de peste 37.000 de euro. Subsecvent, echipele de procurori și ofițeri au constatat că în cadrul acțiunilor realizate, persoanele investigate au ascuns unele bunuri și documente purtătoare de informații și obiectele relevante pentru cauza investigată. În același timp, în contextul infracțiunilor investigate, care au fost menționate, este relevant de a menționa că în una din locațiile supuse percheziții au fost depistate peste 600.000 de lei, iar într-un plic cu simbolica unui partid, sume bănești în valută ce depășește 17.000 de euro și 1.000 de dolari. Apropo, fiind investigate infracțiunile menționate, care sunt generatoare de venituri ilicite, perchezițiile efectuate au permis de a constata că doar la începutul anului 2022 persoanele supuse cercetărilor și persoanele interpuse a acestora au beneficiat de unele surse pe care nu le cunoaștem în vederea obținerii unor tururi turistice care depășesc suma de peste 4 milioane de ruble rusești. În contextul celor menționate și în privința celor două persoane, au fost dispuse măsuri de reținere pentru 72 de ore, deoarece au fost constatate unele riscuri de distrugere a probelor. Au fost descoperite urme care demonstrează comiterea infracțiunilor investigate. Totodată, având în vedere și având în vedere faptul că înțelegem interesul sporit al societății pentru cazul investigat, Procuratura Anticorupție este deschisă pentru orice comunicare, însă în vederea respectării dreptului la prezumpție nevinovăției și nedistrugerii probelor, vă vom reveni cu unele detalii ulterior.
Vă mulțumesc. Doamna Casacov, dacă ați putea să ne spuneți dacă vă întreca... Urmează să fie reținut, domnul Dodon, sau... Se află în izolator domnul Dodon deja?